Bună ziua, dragi reprezentanți mass media, dragi cetățeni! Sunt Nadejda Tatarciuc, secretar general al Partidului Politic Acasă Construim Europa, Pace. Și venim astăzi în fața dumneavoastră, alături de colegii mei, antreprenori, fiind nemulțumiți de unele inacțiuni pe care trebuie să le facă organele statului, în mod special în această perioadă complicată a pandemiei. Noi, membrii Partidului Politic Pace, o parte din antreprenori autohtoni veniți din mai multe raioane ale țării, ne-am unit forțele pentru a discuta problemele existente și propunem soluții pentru rezolvarea lor. În cadrul unei ședințe lucrative desfășurate mai devreme, fiecare antreprenor și-a expus opinia și problemele din domeniul său de activitate. Noi, cei care plătim impozite, oferim mii de locuri de muncă, promovăm țara noastră prin activitate pe care o desfășurăm, nu trebuie să ne luptăm pentru drepturile noastre, dar să obținem prin mod inteligent susținerea și dezvoltarea mediului de afaceri. Considerăm că a venit timpul să ne facem auziți, să ne cerem drepturile și să primim susținere. Suntem încrezători că vom reuși și să fim cât mai mulți antreprenori împreună în Partidul Politic Acasă Construim Europa. Eu mă numesc Nadejda Tatarciuc, sunt antreprenor de 12 ani, conduc o fabrică de confecții la care muncesc 180 de femei harnice, dedicate lucrului bine făcut. Plătesc impozite și îmi asum toate responsabilitățile și obligațiunile față de companie, de angajați și de stat. Mi-aș dori foarte mult să promovăm cât mai mult produs autohton, să atragem atenție la achizițiile publice ca noi, producătorii, să fim în prioritate. Vă mulțumesc! O să invit pe rând colegii mei ca să se expună și am să o invit pe doamna Mihaela Lașco, vicepreședinte pe finanțe. Bună ziua! O să încep discursul meu cu o întrebare retorică. Cine mai face astăzi afaceri în Republica Moldova? În viziunea mea, acestea sunt persoane care își asumă anumite riscuri pentru a atinge anumite scopuri, și anume, pentru a crea afaceri profitabile sau pentru a le menține pe cele existente. Unii dintre acești oameni care au curaj îi vedeți în spatele meu. Mediul de afaceri din Republica Moldova este la o etapă în care suportul statului este foarte important și în cazul în care noi nu-l vom avea, vom păși peste un colaps economic și o să fie afectată întreaga societate. Dar, din păcate, realitatea demonstrează că politicul are un impact mai mare asupra intereselor economice, dar nu direct în îmbunătățirea condițiilor acestora. Ca om de afaceri din domeniul consultanței și a serviciilor, am venit cu încredere în echipa Partidului Politic Pace, pentru că atât eu cât și clienții mei ne confruntăm cu o serie de probleme, precum birocrația, taxele înalte, lipsa susținerii din partea statului și, cu siguranță, cu toate acestea se confruntă și alți oameni de afaceri. Consider că împreună cu oamenii de afaceri din echipa Pace vom elabora legi și vom implementa mecanisme. În impactul acestora vom îmbunătăți mediul de afaceri care va fi soldat cu următoarele: sporirea investițiilor, creșterea exporturilor, majorarea numărului de întreprinderi fiabile, motivate să implementeze inovații, capabile să creeze locuri de muncă bine plătite și atractive, să lichideze birocrația, să asigure o productivitate înaltă și o producție competitivă atât pe piața internă cât și pe cea externă. Republica Moldova are un viitor datorită antreprenorilor care își doresc schimbarea, și anume, noi suntem acei oameni care o vor făuri. Și noi, antreprenorii din Pace, suntem garantul dezvoltării și susținerii antreprenoriatului din Republica Moldova. Vă mulțumesc! O să-l invit pe colegul nostru, vicepreședinte, președinte Organizației Teritoriale Chișinău, domnul Alexei Sivunic. Добрый день, пресса! Добрый день, телезрители! Что хочу сказать? Меня зовут Сивунник Алексей, я предприниматель с опытом в этой сфере 19 лет. В частности, хотел бы напомнить о том, что есть такой сегмент, как хорика, который на сегодняшний день является очень чувствительным, так как мы находимся и в период пандемии.
Принято понимать, что хорика – это имеется в виду только гостиничный бизнес и рестораны, дискотеки и клубы. Но хотелось бы напомнить о том, что хорика, в хорику входит также и бьюти-индустрия, которая на сегодняшний день претерпевает огромные проблемы в связи с запретом проведения свадеб и различных других мероприятий. Огромное количество людей, задействованных в этой сфере, остаются без работы. Вынуждены искать работу на стройках, вынуждены переквалифицироваться в различные другие сферы и области, которые им до данного момента были неизвестны. Что вам сказать? Нас попросту водят за нос уже порядка 9 месяцев. Мы все ждем, когда мы сможем нормально функционировать, но время это не настает. И виной этому не только пандемия, виной этому неправильная и неконструктивный подход. Я бы назвал его нелогичный подход. Когда 100 человек в день было заболевших, мы находились дома все на самоизоляции. Сегодня эта цифра ровно в 10-15 раз выше. И посмотрите, что происходит. Перспектив нет. При этом мы вынуждены были платить и зарплаты, и налоги. И такие налоги, как налог на недвижимость, например, который по непонятным причинам для владельцев помещений сегодня неподъемный, так как бизнес, по сути, не работает. Это большая проблема, и надо с этим что-то делать. Спасибо за внимание. O să-l invit aici pe domnul Denis Roșca, prin vicepreședintele Partidului Politic Pace. Mersi. Mersi că ați dat curs invitației noastre. Vreau să vă anunț. Alegerile prezidențiale au fost folosite în calitate de paravan pentru a trece anumite hotărâri de guvern defectuoase pentru economia țării. Dacă luăm hotărâri de guvern din anul 2020 la data de 28 octombrie și aprobarea documentului CBTM, cadrul bugetar pe termen mediu, aici se vede foarte bine că va avea loc creșterea enormă a datoriei de stat. Dacă timp de 29 de ani bugetul Republicii Moldova a acumulat o datorie de 52 de miliarde lei, până în anul 2023 se planifică creșterea cu încă 53 de miliarde. Deci, acest guvern a aprobat o creștere a datoriei până la 105 miliarde de lei, care va fi pusă pe umerii cetățenilor Republicii Moldova. Nu este normal ca în perioada când te creditezi mult, totodată să omori business-ul, pentru ca să nu fie posibilitate de a rambursa acești bani. Unde este logica acestor lucruri? Cum vor fi utilizați acești bani? Acești bani nu se regăsesc în investiții, deoarece foarte bine se vede că banii pentru investiții nu sunt planificați. Nu se regăsesc în achiziții publice. Vedem foarte bine că TVA-ul la import crește, însă TVA-ul la producție locală practic nu crește. Încasările de TVA. Acești bani nu se regăsesc în cercetare, nu se regăsesc în promovarea de produse, recalificare sau în tehnologii înalte. Deci, de fapt, această creditare va pune pe butuci întreaga economie a Republicii Moldova. Și acest lucru a fost trecut în taină și nimeni despre acest lucru nu a vorbit. Mai departe, pe lângă creditarea înaltă, se planifică deprecierea a monedei naționale. Asta înseamnă că leu în raport cu dolarul se va slăbi. Ce înseamnă acest lucru pentru economie? Toate produsele de import vor crește în preț. Noi suntem o țară net importatoare. Deci, gaz, combustibil, electricitate vor crește în preț. Persoanele care au credite luate în dolari, le va fi mult mai greu să rambursez aceste credite. Din aceste motive, Partidul Pace militează pentru anumite reforme. Noi suntem gata să preluăm guvernarea. Noi avem analize la 26 de categorii de materii prime nevalorificate pe teritoriul Republicii Moldova. Avem cartografierea infrastructurii stagnante. Avem 32 de programe economice care trebuie urgent să fie implementate. Deoarece, cu astfel de politici care sunt până în prezent, Republica Moldova foarte greu va supraviețui. Partidul Politic Pace militează ca să fie create condiții concurențiale, să fie stimulată producerea autohtonă prin facilități fiscale, economice, acces la infrastructură, acces la materie primă, pentru a relansa economia, deoarece criza COVID a destabilizat încasări bugetare și, în general, economie. Este nevoie de a crea noi întreprinderi, de a crea noi locuri de muncă.
Acest lucru noi ne-l asumăm și suntem gata să propunem soluțiile spre dezbatere. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Străciu Cnelu, sunt președintele organizației teritoriale a Partidului Politic Pace din municipiul Bălți și sunt secretar general adjunct pe zona nord a Partidului Politic Pace. Deci astăzi eu sunt aici și vreau să reiterez și vreau să reprezint un grup de agenți economici, un grup de persoane din municipiul Bălți și vreau să vă spun, să vă zic una. În Partidul Politic, la Partidul Politic Pace avem un program bine determinat și bine definit și aici vreau să mă axez una, că primarii trebuie să fie independenți de politică și politica trebuie scoasă din primării. Aici vreau să vă zic că am primit o petiție și am primit un plânger din partea agenților economice, deoarece de la primării unde sunt finanțate din bugetul de stat, diferite tenduri, licitații, ele sunt trucate. Deci ce se întâmplă? Se întâmplă că agenți economici care au tangență cu primarii și mai ales cu primarii care au tangență cu actuala guvernare, deci truchează tot ce ține de licitații și de tenduri. Se întâmplă că dacă un agent economic cu un număr X de persoane poate să dezvolte și poate să ducă o muncă calitativă și cu un preț mai onest, este înlăturat. Din ce motive? Totuși acela motiv, deoarece sunt niște interese obscure. Deci eu fac apel la persoane, la agenții economici din Nordul Moldovei, dacă v-ați ciocnit cu așa probleme, cu așa dificultăți, rog să-mi trimiteți petiții, rog să vă apropiați și ne expuneți problema dumneavoastră, deoarece ea persistă nu numai în Bălți, dar cred că și în Nordul și în toată țara. Mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Iuliana Coșocaru, șef președintelui PACE a organizației teritoriale Raionul Florești. Sunt tânăr antreprenor în industria ușoară, dețin o fabrică de confecții textile în Raionul Florești cu 50 de lucrători. La noi la fabrică lucrează doamne oneste din zona rurală care au nevoie de lucru și la momentul dat ne-am ciocnit cu pe fond de pandemie, ne-am ciocnit cu așa probleme că nu pe piața noastră fabricile mici nu au de lucru. Nu avem clienți de peste hotare. Pe noi nimeni nu ne promovează. Avem impozite enorm de mari pe care noi ne asumăm să le achităm și achităm impozitele, achităm salariile, dar statul nu își asumă responsabilitățile față de noi antreprenorii și de lucrătorii noștri. De aceea sperăm și vrem cu Partidul Pace ca să obținem ca statul și guvernarea totuși să iei în vedere, să iei problemele lucrătorilor îndeosebi care lucrează de mult timp la noi în țară. Добрый день, меня зовут Мартинович Александр, являюсь предпринимателем компании. На данный момент, находясь 9 месяцев в пандемии, мы не получили никакой поддержки. Есть предложение, где, я думаю, поддержат много компаний, мелкий, средний, крупный бизнес, убрать налог на прибыль, снизить НДС 20% вниз. Я думаю, будет это большая помощь для предпринимателей, для руководителей, для того, чтобы сохранить рабочие места, заплатить те же налоги, зарплаты, ту же аренду. Спасибо. Bună ziua. Mă numesc Кожукар Андрей, sunt antreprenor în agricultură. Avem 170 de hectare de livadă. În sezon lucrează circa 80-100 de oameni sezonieri, iarna lucrează la curățit 20, plătim leafa la timp, pentru că la agricultură nu ai plătit leafa, azi, mâine el nu iese la muncă. Anul este atât, știți că a fost un an săcitos și că atât agricultorii avem aceleași pretenții la stat.
Значит, моторина и скомпы, гербициды, инсектициды, тото скомпы. Потому что для нас цены в окиде в антрепринтере, цен ау лицензии для ливра, а есть гербициды, инсектициды, ele sunt foarte scumpi față de vecinii noștri, de ucraineni. De atâta la noi, ține costul producției, se prinește foarte scump. Și noi în loc să exportăm, dar noi importăm. De atâta am în Partidul Pacis de la începutul, de când s-a constituit partidul, trag nădejde că noi, cu echipa Partidului Pacis, am să facem și noi locuri de muncă, am să deschidem întreprinderi noi pentru tineret, care de-am avem o perspectivă, am început, și Dumnezeu să ne ajute. Добрый день, я Медведева Наталья, руководитель компании по производству торгового оборудования. Хотелось бы сказать, что если выплачивать хорошие зарплаты, платить исправно высокие налоги в нашей стране, то для этого нужны большие деньги. И чтобы развитие было дальше нашей компании, мы вынуждены брать кредиты с высоким процентом, чтобы закупать оборудование, станки, чтобы развиваться дальше. Поэтому хотелось бы, чтобы команда партии ПАЧИ помогла в развитии программы для помощи производственных компаний в Молдове, как предоставление субсидий, снижение налогов, чтобы можно было развивать дальше бизнес, работать, и чтобы всем в округе было хорошо. Спасибо. Sunt un om de afaceri cu o experiență peste 20 de ani. Țin o firmă avicolă cu peste 30.000 de păsări. Produsele noastre le livrăm în toată țara. Am creat peste 20 de locuri de muncă, achităm salarii decente și la timp. Atât eu, cât și alți producători avicoli, ne ciocnim cu foarte multe probleme, care ne împiedică în dezvoltare și să creăm mai multe locuri de muncă, unele din ele fiind neprotejarea de către stat a producătorilor autohton și importarea mărfurilor necalitative și la prețuri reduse. Statul nu a prevăzut un mecanism concret de susținere a producătorilor avicole. Ca exemplu, procurăm cerealele cu 8% TVA și la comercializarea produselor avicole achităm 20% TVA. Diferența de 12% este pusă pe spatele producătorului. Am venit cu încredere în echipa PACE, făcând parte din echipă de profesioniști, pentru că aici sunt ascultat și auzit. Vocea mea este auzită și sunt sigur că împreună vom elabora politici cu care mediul de afaceri din țara noastră se va dezvolta. Vom crea 10.000 de locuri de muncă aici la noi acasă. Vom proteja producătorul autohton și împreună vom relansa economia țării. Invit și alți oameni de afaceri să se alăture echipei noastre, ca împreună să construim Europa acasă. Bună ziua, îmi spune Negru Ion, sunt din municipiul Bălți, antreprenor de 6 ani de zile. Am ferit posturi de servicii în jur la 16 persoane, care ne-am întâlnit ca orice coleg de echipă cu situația epidemică, statul nu mi-a ajutat cu nimic. M-am alăturat de echipa PACE ca să facem o schimbare totală în țară. Pare bine. O să-l invit pe domnul președinte, președinte Partidului Politic PACE, domnul Gheorghe Cavcaliuc, fiind un manager bun, o personalitate care a știut cum să facă și să creeze beneficii pentru societate și cetățenii săi. Vă mulțumesc! Thank you.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Stimați colegi, vă mulțumesc că sunteți astăzi aici. Ați văzut cu toți cei de acasă care ne urmăriți sau din diaspora că țara noastră, mediul de afaceri, se ciocnește cu probleme majore, cu probleme care stagnează dezvoltarea business-ului în Republica Moldova. Se ciocnește cu probleme care nu creează locuri de muncă, dar închid întreprinderi, închid fabrici și nu-i ajută cu nimic pe antreprenori ca să se dezvolte. Cei care au venit astăzi aici sunt doar o mică parte a oamenilor de afaceri care au aderat cu încredere la partidul politic Pace, Partidul Acasă Construim Europa. Și împreună cu fiecare din ei, cu experții noștri din cadrul Partidului Pace, am elaborat mai multe programe, proiecte de legi, proiecte de hotărâri de guvern și alte acte normative care vin să schimbe spre bine și să creeze un climat de siguranță și favorabil pentru mediul de afaceri în Republica Moldova. Odată ajunși la guvernare, noi, membrii Partidului Politic Pace, vom implementa aceste acte normative și legislative pentru a crea zeci de locuri de muncă. Să creăm acel mediu favorabil care fiecare om de afaceri să simtă suportul puternic al statului și deschiderea totală pentru dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova. Și împreună să relansăm economia ca să transformăm Republica Moldova un stat puternic, un stat prosper, în care fiecare cetățean să poată trăi cu un salariu decent, copiii noștri să meargă la școală sau la grădiniță, dar vârstnicii să se bucure de bătrânețe și de plăcerile familiei în care locuiesc. Voi aduce la cunoștință câteva din aceste planuri de acțiuni și viziuni strategice cum trebuie și ce vom face noi concret ca partid politic odată ajuns la guvernare pentru mediul de afaceri de Republica Moldova. În primul rând, toată lumea cunoaște și oamenii din domeniul de afaceri nu o să dă voie să mint că atunci când deschid sau închid o companie în Republica Moldova, se ciocnesc cu foarte multe bariere și foarte multe birocrație. Și de multe ori aceste birocrații și barieri îi opresc din pasul în care s-au pornit să dezvolte afaceri, să creeze locuri de muncă. Noi vom reduce maximal, în primul rând, 11 bariere cele mai importante pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dar și cu aproape 50% documentele permisive care sunt prevăzute astăzi. Totodată vom implementa 0% pentru venit și profit pentru toți oamenii de afaceri pe un termen nedeterminat din Republica Moldova. În așa fel ca fiecare om de afaceri din Republica Moldova să aibă posibilitatea și să reinvestească banii în dezvoltarea business-ului, în crearea locurilor de muncă și în dezvoltarea Republicii Moldova. Vor fi impozitați doar atunci când vor scoate banii din companie. În celelalte cazuri, impozitul pe venit și profit vor fi zero, atât timp cât el va fi reinvestit. Considerăm că această măsură importantă va spori creșterea companiilor din Republica Moldova, va ridica calitatea, vom crea zeci de locuri de muncă și oamenii de afaceri vor simți suportul puternic al statului. Astăzi, cu părere de rău, și aici nu doar oamenii de afaceri, dar și cetățenii Republicii Moldova, au de achitat o sumedenie de taxe și impozite. Noi, în cadrul Partidului Politic Pace, am făcut analiză și am constatat că avem aproximativ 150 de impozite care sunt diferite, foarte mici și ele mai mult țin nu se aducă profit sau, spunem, un suport în bugetul statului din achitarea lor. Dar comisioanele achitate la bănci pentru a transfera aceste impozite mici către bugetul de stat sunt mai mari decât impozitul propriu-zise. Din acest considerent,
noi vom lăsa doar 9 impozite de bază și din celelalte peste 150 de impozite vom crea un impozit unic. Și mai sunt mici ajustări la acest capitol, după care, pe care îl vom aduce la cunoștință în alte conferințe de presă sau imediat atunci când vor fi implementate, când vom fi în cadrul Guvernului Republicii Moldova. Am constatat și toată lumea cunoaște că toți cetățenii Republicii Moldova nu mai au încredere în băncile din Republica Moldova. Tot ce înseamnă sistemul bancar din Republica Moldova, pe de o parte este foarte vulnerabil, pe de altă parte statul nu are bănci care se poată garanta și să susțină cetățenii și tot ce înseamnă sistemul bancar s-a discreditat inclusiv prin furtul miliardului care a avut loc în Republica Moldova și ne-a făcut de rușine în întreaga lume. Noi, cei de la Partidul Politic Pace, am căutat și am găsit soluții și vom implementa imediat ajuns la guvernare, creând asociații de împrumut și economii în peste 2000 de locații din Republica Moldova. Aceste asociații de împrumut și economii vor lucra în toate satele din Republica Moldova, în toate orașele din Republica Moldova, dar în orașele mari vor fi nu doar câte unul, dar câteva. Principiul de activitate este participarea persoanelor în aceste asociații și în dependență de capitalul pe care îl introduc cetățenii în aceste asociații, statul va veni cu 50% de bani pe care îi va da ca subsidii pentru dezvoltarea acestor asociații. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că cetățenii Republicii Moldova care au business mic sau au nevoie de face start-up-uri nu vor merge la bănci să ia credite scumpe. Nu se vor mai ciocni de toată birocrația de care se ciocnesc astăzi. Și în același timp nu vor plăti foarte multe comisioane pe lângă creditele pe care le achit cei ce fac astăzi. Noi îi vom scăpa de povara băncilor și vor avea bani foarte ieftini, accesibili și cu mai puțină birocrație. În așa fel considerăm că se va dezvolta enorm mediul de afaceri mic și mijlociu din Republica Moldova. Totodată, noi constatăm că, și ați văzut o parte din colegii mei au vorbit în această conferință de presă, că nu pot să se promoveze în extern, pe piața externă, nu doar cea internă în Republica Moldova. Și asta nu că nu ar avea produse competitive sau calitative. O parte din colegii mele care au vorbit aici având fabrici de confecție și astăzi coasă haine pentru renumitele branduri din toată lumea. Deci, calitate în Republica Moldova se face. Deci, cunoaștem cum să coasem, să producem haine pentru diferite branduri mondiale. De ce nu este acceptat produsul nostru autohton? De ce e că statul nu se implică nici într-un fel în promovarea producătorului autohton în extern? Misiunile diplomatice din întreaga lume pe care le are Republica Moldova nu-și fac treaba. Structura care a fost constituită și este aproape în fiecare ambasadă din întreaga lume și persoanele responsabile care ar fi consilierul pe domeniul economic nu-și fac treaba. De ce? Includ tot felul de mecanisme birocratice. Noi am pregătit și vom implementa din primele zile când ajungem la guvernare o grilă de performanță foarte bine pusă la punct pentru toate ambasadele și consulatele noastre de peste hotare. Ea va impune ca fiecare persoană împuternicită din mediul diplomatic de a ne reprezenta peste hotare Republicii Moldova să promoveze oamenii de afaceri care produc produse autohtone cu termeni clar bine stabiliți și cu sarcini foarte clare. În cazul în care persoane împuternicite cu aceste misiuni din partea statului să promoveze agenții economici autohtoni cu produsele peste hotare, nu-și vor îndeplini treaba, vor fi rechemați și numiți alții. De ce? Pentru că considerăm că pe lângă toate acțiunile care sunt, este primordial să dezvoltăm economia și fiecare de noi și fiecare structura statului
inclusiv cei care ne reprezintă peste hotare, trebuie să promoveze oamenii care muncesc aici la noi acasă. Și lucrurile se vor inversa de la implementarea acestui mecanism. Nu va merge doar agentul economic să ceară suport celor din ambasade și consulate. Dar și ei îi vor căuta, îi vor consulta și îi vor ajuta ca să încheie cele contracte necesare pentru comercializarea produselor noastre pe piața externă. Tot în această grilă va fi sarcina fiecărui ambasade și consulat să convingă, să explice mediul de afaceri din extern care sunt domenii unde ar putea investi în Republica Moldova. Cât de frumoasă este țara noastră și unde se poate de face afaceri la noi acasă. În așa fel, ca să poată convinge și să atragă antreprenori de peste hotare să investească în Republica Moldova pentru a crea locuri de muncă. Un alt obiectiv major pe care îl vedem noi este dezvoltarea turismul în Republica Moldova și dezvoltarea tot ce înseamnă aceste edificii ce țin de turismul rural în Republica Moldova. Țara noastră este foarte frumoasă. Este un plai pitoresc unde sunt produse de calitate. Sunt locuri frumoase, avem lucruri minunate pe care ne-au lăsat strămoșii și pe care trebuie să le cunoască întreaga lume. Din acest considerent, noi vom susține plenar toate afacerile care se vor construi în domeniul agroturismului Republica Moldova. Orice afacere care va fi pornită în domeniul agroturismului, vorbesc aici despre cabană, căsuță sau alte lucruri unde se vor promova lucrurile și valorile noastre, produsele noastre autohtone pentru turiștii care vin din afară, noi, Partidul Politic Pace, ne asumăm responsabilitatea ca fiecare om de afaceri care va iniția o afacere în acest domeniu să asigurăm drum până la obiectivul turistic, lumină, apă, canalizare și toate rețelele necesare ca acest agent economic să poată funcționa. De ce? Pentru că ne pasă. De ce? Pentru că este important să dezvoltăm cât mai multe obiective turistice în Republica Moldova ca oamenii din întreaga lume să vină să ne viziteze țara, să ne consume produsele pe care noi le muncim cu grijă, să ne cunoască valorile și să ne promoveze istoria. Un alt lucru pe care l-am stabilit și îl vom implementa imediat ajunși la guvernare este susținerea la fel a oamenilor de afaceri care se inițiază în business pentru a încuraja cetățenii care au un capital și ar dori să se pornească în domeniul de afaceri, dar sunt anumite obstacole. Și anume, noi am constatat că avem pe teritoriul Republicii Moldova, în toate raioanele țării, zeci de mii de clădiri și edificii nefolosite care sunt conservate și o parte dintre însele cu părere de rău, ținându-le conservate câțiva ani sau zeci de ani deja, se ruinează. Și avem acolo nu edificiu care a fost conservat cândva de stat și n-a fost valorificat, dar avem edificii care se ruinează. Pentru a veni în întâmpinare oamenilor de afaceri care au bani de investi în utilaj, salarii și tot ce este necesar la prima etapă să pornească, dar nu au suficienți bani pentru a achita plata renzilor, noi vom oferi edificiile statului care sunt conservate de câțiva ani și pot ajunge și ele de a fi ruinate cu 0% sau 0 lei pentru metru pătrat pentru primii 3 ani de activitate. Primii 3 ani de activitate, fiecare din edificiile respective vor fi date oamenilor de afaceri pentru a desfășura afaceri întrânsele. La al patrulea an vor achita 25% din suma prețului metru pătrat pe piață. La al cincilea an vor achita 50% din suma metru pătrat pe piață. La al șaselea an vor achita 75% și tocmai la al șaptelea an acest agent economic care a riscat cu banii, care s-a implicat să dezvolte afaceri, să creeze locuri de muncă și să achite taxe și impozite pentru dezvoltarea statului și relansarea economiei,
va veni deja cu plata respectivă. Acest lucru considerăm că este un pas înțelept și corect. Pe de o parte, nu vom lăsa tot patrimoniul statului și clădirile din întreaga țară să se ruineze și să ne trezim cu o țară de mormane, de gunoi, pe care după care cineva le cumpără cu copeici, dar invers le vom da oamenilor care au curajul, au dorința și se implică în dezvoltarea economiei și al țării. Și încă un punct important, vorbind cu mai mulți agenți economici care au reușit, fără suportul statului, să devină un brand pe piața mondială, în mai multe țări ale lumii, să ne vândă vinurile, merele, hainele și tot ce se produce în Republica Moldova în mai multe țări ale lumii, ei se ciocnesc cu foarte multe probleme, începând de la problemele de la ieșirea din țară, trecând, făcând conexiuni, fie că prin avioane, trenuri sau alte tipuri de transport din vamă în vamă ca să ajungă la destinații, pierd foarte mult timp și nu totdeauna sunt tratați cu cel mai înalt respect. Din acest considerent, noi am luat decizia că atunci când vom guverna Republica Moldova, pentru toți oamenii de afaceri care exportă produsele noastre autohtone peste hotare, vom da pașapoarte de serviciu echivalent cu unele documente diplomatice, ca ei să nu fie reținuți nici un minut în plus de structuri birocratice sau de anumite persoane atunci când traversează frontiera de stat și alte frontiere în alte țări ale lumii. De ce? Pentru că ei nu fac mai puțin decât ambasadorii, decât consulii onorifici, promovându-ne țara noastră cu produsele pe care le vând pe piața externă și spunând oamenilor din diferite țări ale lumii că este Republica Moldova, o țară prosperă, o țară de oameni gospodari, arătând lucrurile acestea. Noi considerăm că fiecare minut pierdut de oamenii de afaceri care ne reprezintă pe plan extern, pe anumite acțiuni birocratice, sunt pierderi financiare. Fiecare pierdere financiară a unui om de afaceri din Republica Moldova sunt pierderi pentru stat și pentru cetățenii Republicii Moldova. Din acest considerent, noi vom elibera pașapoarte de serviciu, echivalente celor diplomatice, ca ei să se bucure de o viteză mai rapidă de mișcare, dar și de un alt respect din partea instituțiilor statului nostru și altor state. Acestea sunt câteva din viziunile strategice, planurile, dar și proiectele de legi și hotărâri de guvern pe care le-am elaborat noi, profesioniștii din Partidul Politic Pace, pentru a susține oamenii de afaceri, pentru a relansa economia țării, pentru a crea zeci de mii de locuri de muncă, pentru a promova Republica Moldova pe plan internațional. Vom veni în următoarea, imediat următoare, și cu alte planuri de acțiuni și proiecte, dar și viziuni privind susținerea oamenilor de afaceri, dar și a altor categorii de cetățeni din țara noastră, medici, profesori, tineri și alții. La final vreau să fac un apel către tot mediul de afaceri din Republica Moldova. Stimați compatrioți, astăzi ați văzut o parte din colegii dumneavoastră care, în ciuda tuturor greutăților și problemelor care se confruntă, dar și birocrații din partea statului, fac afaceri. Au creat locuri de muncă, plătesc salarii și impozit la stat. Dar, cu părere de rău, nu se bucură de respectul și susținerea statului pentru a încuraja ca să crească, să facă mai multe locuri de muncă și să producă mai mult. Ei au aderat cu încredere la echipa de profesioniști al Partidului Politic Pace, pe care am onoarea să conduc. Fac un apel către toți oamenii de afaceri din Republica Moldova. Fiți alături de noi. Nu vă fie frică, trebuie să aveți puterea și convingerea internă că împreună cu noi, consolidând o echipă puternică, vom elabora cele mai bune legi și acte normative care vor susține business-ul și mediul de afaceri, împreună vom crea zeci de mii de locuri de muncă și vom face din Republica Moldova o țară prosperă și înfloritoare.
Fiecare din voi poate fi schimbare, poate participa la această schimbare majoră împreună cu noi. Fiți alături de noi și haideți împreună să construim Europa acasă. Vă mulțumesc, vă așteptăm cu drag în cadrul echipei Partidului Politic Pace.